Bună dimineața, pescari! Astăzi m-am trezit de vreme. Sunt cu familia în zona Porumbacu, stăm câteva zile aici și am văzut că există o vale. M-am interesat și cică ar fi și ceva păstrăv. Valea nu are un debit foarte mare, acum în perioada asta e foarte scăzută, ziceau și localnicii, dar am zis să încerc. Totuși m-am trezit mai de dimineață, am zis să încerc câteva ore dimineața asta să văd, poate reușim să prindem și niște păstrăviori. Peisajul e superb. Din păcate am văzut și niște gunoaie aruncate în râu, cum ne stă în obicei. O să încerc să urc puțin pe Valea Porumbacu, să văd dacă reușesc să vă arăt și niște păstrăvi. Rămâneți cu mine să vedem ce ne rezervă dimineața. Frumosule, că-ți dau drumul imediat. Bun, hai să vedem cum arată valea. Am trecut de câteva ori peste ea. Și pare destul de mică. Cum vă ziceam. N-arată rău deloc aici, pe zona asta. Nu prea sunt bulboane. Dar hai să vedem. Facem primele lanseuri. Am avut primul atac. Ia uite, primul păstrăvior, ce frumos! Hai că îți dau drum, îți dau drum. E prima dată când folosesc rotativele astea, down. Ia uite. Super! Încă unul!
super. Am avut și primii păstrăvi. Unul vi l-am și arătat, ăla mai mărișor. Am mai scăpat doi mai mici. Semne bune, semne bune. Încă un atac. Uite. Al doilea păstrăvior. Hai, frumosule, că-ți dau drumul imediat. Imediat. Încă unul frumos. Foarte fain. Hai. Gata. Așa. Asta sunt niște rodative produse în România. E prima dată când pescuiesc cu ele. Am zis să le încerc. Don. Și ce să zic? Sunt foarte încântat de cum evoluează. E exact ceea ce trebuie pe râuri de genul ăsta la păstrăv. Am nevoie de o rotativă care să se activeze la cea mai mică recuperare. Pe curent. E și dimensiunea care trebuie. Asta e de 2 grame. Continuăm să vedem. Până acum lucrurile arată bine. Sunt foarte încântat de prima, de activitatea din aceste prime minute ale dimineții. Acolo se și vede cum evoluează. Și după cum vedeți, îmi permite să scot păstrăvii din locuri de unde nici n-ai zice că există. După cum vedeți, o aduc cu vârful, uite, încă unul. O aduc cu vârful sus, o conduc efectiv cu curentul apei, unul mai micuț. Hai, ce fain! Super! Super distracție în dimineața asta. Încă o urmărire. Cred că m-a văzut. Uite, ăsta cred că a fost cel mai mic de până acum, dacă l-ați văzut, cred că n-avea 10 cm. După cum vedeți, rotativele astea așa mici de 0-0 permit să prindeți cam pești de orice dimensiune. Uite, încă unul, urmărește, m-a văzut. Hai să vedem dacă îl păcălim acum. Uite-l, am păcălit. Mai frumos.
E mai frumos. Hai, mă, hai de acolo. S-a ascuns după o piatră. Hai. Vreau nici să-i sperie pe ceilalți, dar... Aici. Frumosule. Așa. Hai că-ți dăm drumul. Am zis, deci, ultimul păstrăv că l-am văzut cum a urmărit, că era mai frumușel decât ceilalți doi care am prins înainte. După cum vedeți, poți extrage o grămadă de pește pe un loc productiv. Trebuie doar să te miști cu atenție, să nu-i sperii. Acum, luminozitatea încă e scăzută. Pe cum iese soarele, va trebui să mă ascund și mai mult. Să am grijă să nu mă... să nu mă vadă. Port haine închise la culoare verde, gri. Încerc să ies în evidență cât mai puțin cu putință. Ce să zic, un... pescuit foarte frumos, chiar dacă peștii nu sunt... detalie mare, ador pescuitul la păstrăv, ador acest cântec al râului de dimineață. E exact genul de trezire și de început de zi pe care vă doresc și vouă. Nu cred că se poate mai bine. Uite, am văzut un păstrăv sărind din apă, un păstrăvior. Chiar dacă pescuiesc aici, în spatele meu, sunt niște căbănuțe. Pare să fie gard în zona. Uite-l, încă unul. Mi-a urmărit până aici, până la picioare. Chiar dacă sunt niște căbănuțe, mă bucur să văd că mai sunt niște păstrăvi în zona asta. E un semn foarte bun. Valea e foarte scăzută, asta mi-au confirmat și localnicii. Unde stăm. Dar uite că am reușit să prindem niște păstrăvi frumoși la rotativă pe râu dimineața. Nu știu voi, dar eu nu prea pot să cer mai mult. Să vedem mai sus, dacă găsim zone cu apă ceva mai adâncă, poate niște bulboane, o să încercăm și niște voblere. Am câteva în minte, care cred că s-ar descurca excelent. Poate reușesc să vă arăt un păstrăv și mai mare. Bun, e clar, zona asta ne-a dus mai mulți păstrăvi, o să înaintez. Sigur mai sunt păstrăvi aici. Am avut încă câteva urmăriri. Dar să mai vedem și alte porțiuni din râu. După cum vedeți, lansez în amonte și uneori chiar lansez aproape pe direcția curentului apei. De cele mai multe ori lansez oblic, evoluează mult mai bine rotativ așa și poți să o aduci mai încet. Să o conduci, dar chiar și când o aduc fix pe direcția curentului, mulinez un pic mai repede și rotativa evoluează excelent. Asta e cumva și testul suprem a unei rotative. Pe lângă, bineînțeles, faptul că prinde pești. E și cât de ușor poți să o pescuiești și în ce tip de zone poți să o evoluezi. Până acum sunt foarte încântat de rotativele Dawn.
mult mai frumos. În sfârșit, unul mai frumușel. Ia. Uite. Încă un păstrăvior și ăsta e frumos. Chiar am zis că zona asta trebuie să țină. Încă un păstrăvior, chiar fain, fain, fain. Ziceam de abordarea din Aval în Amonte. E foarte benefică, veți speria mai puțin pești, veți prinde mai mulți pești și mai ales pe genul ăsta de ape foarte limpezi. Cred eu poate face toată diferența. Uite, am avut o urmărire de un păstrăvior mic. Așa că mă pun în genunchi și mai execut o lansare. Faptul că mă urmăresc acest câini peste tot nu prea ajută. Dar e fain să știi că nu ești singur la pescuit, că ai niște camarazi care îți sunt alături. Nu mai urmărește, cred că s-a speriat. Uite-l! Uite-l, uite-l. Pe frumosul. Niște păstrăvi deosebiți. Crescut puțin luminozitatea, așa că o să încerc o rotativă de culoare puțin mai închisă. Să vedem ce o să iasă. Peter. Chiar am vrut să zic că era foarte probabil să prindem și aici. Folosesc un blanc ultralight în primul rând ca să pot
lansa greutăți foarte mici. În al doilea rând, ca să mă bucur de drillurile cu păstrăviori. Am pe el o mulinetă Shimano Ultegra de 2000, tambur shallow și un fir monofilament sufix advance de 0.16 folosesc eu, ar merge chiar și un 0.14, 0.12. Motivul pentru care folosesc un fir ceva mai gros e că mai agăț între pietre, mai și de obicei îl scutur ca să iasă de acolo. Și atunci prefer să am un fir ceva mai gros. Nu cred că contează așa mult la păstrăvi o diferență așa mică de diametru. Așa că prefer să pescuiesc cu 0.16. Iapa, o idee mai adâncă. Așa că o să încerc o oscilantă. Este o oscilantă More Ungen de la Blue Fox de 4 grame. Ia să vedem. Uite-l, ăsta e unul mai frumos. Ai aici, măi drăguțule. Se luptă un păstrăv mai răsărit. Excelent! Uite! Al treilea! Al treilea luptător! Frumos, nu? O dimineață frumoasă. Gata, am primit telefonul nevestei. S-au trezit și copiii. O să merg să iau micul dejun. Nici nu-mi doream mai mult. Câteva ore pline de activitate. Cred că am prins peste 10 păstrăvi. A fost minunat. Toți au venit la rotativă. Niște rotative noi, care n-am mai pescuit până acum, rotativele down, de 0.0, 2 grame, am dat și cu varianta de 1.6 grame, în funcție de
adâncimea apei de curent. Am prins pe mai multe variante de culori. Ce să zic? O dimineață superbă. Sper că v-a plăcut și vouă. Nu uitați să dați like dacă v-a plăcut, subscribe și să distribuiți video dacă ați învățat ceva din el. Până data viitoare, vă doresc fir întins, eliberați toți peștii și ocrotiți natura și apele ce ne-au mai rămas.